Bună seara! Bine ați venit la webinarul organizat de compania Admiral Markets. Numele meu e Croitoru Veaceslav, analist piețe financiare și trainer la această companie. Astăzi vom avea un webinar la care vom discuta în continuare despre strategii de tranzacționare și anume cum e mai bine să fie păstrate tranzacțiile atunci când se tranzacționează pe trend, adică să le păstrăm pe termen scurt sau pe termen lung. În orice caz, însă și ideea de termen scurt și termen lung este una relativă, întrucât aici depinde de fiecare cum vede trendul. Am întâlnit și trader care urmăresc trend la graficul de o oră și de 4 ore. Poate nu este chiar atât de greșit, dar totuși un trend se formează pe perioade mult mai lungi de timp. Și atunci, despre această viziune de tranzacționare pe termen scurt și lung, o să vorbesc în contextul în care văd personal trendul și de aceea o să revenim puțin la noțiunile de trend, totodată și la acele noțiuni prin care stabilesc cu ajutorul instrumentelor Fibonacci și altor instrumente momentele când începe o continuare de evoluția unui trend sau o inversare. Și atunci se poate intra în piață, se poate estima distanța pe care va avea loc evoluția unei corecții sau a unei continuări, a unui val impulsiv. Și între aceste limite deja se poate acționa, adică ori se pot deschide câteva tranzacții pe termen lung, ori acele tranzacții vor fi închise și redeschise treptat odată cu evoluția prețului pe direcție și ulterior la revenire, redeschidere și tot așa. Să vedem dacă se va auzi acum puțin mai bine. Dacă nu, o să vorbesc mai tare. Ok, deci începem cu analiza graficului. Vom analiza perioada curentă de pe euro-dolar sau mai bine încerc mișcarea anterioară care s-a produs deja ca să vedem ce ar fi fost posibil de făcut și în partea a doua comparăm cu ce ar fi posibil de făcut în acest moment. O să mă orientez în principal pe graficul zilnic, întrucât aici se analizează trendul. Iată, în jur de 20 august am avut semnale de inversare a ultimului trend descendent. A fost un val impulsiv pe trendul primar de lungă durată, care e și el unul descendent din 2011 și până acum. Evoluează acest trend descendent, încă nu îl consider a fi o schimbare de trend odată cu această creștere din 20 august și până în prezent.
chiar dacă unii ar putea să traseze linia de suport mai jos, totuși aș prefera să o păstrez așa, în partea de sus, această linie trasată cu albastru, cu bleu. Așa, și din 20 august am avut această creștere. O creștere care a fost prognozată. O să studiem. Proporțiile Fibonacci. Deci, după orice trend descendent, urmează un trend ascendent. Chiar dacă acesta, în cele din urmă, se va dovedi a fi o inversare de trend primar sau doar o simplă corecție la trendul primar, acest lucru contează mai puțin. Se trasează Fibonacci de corecție, care vine din vârful trendului anterior. Aceste trenduri pe care trasăm acum Fibonacci sunt trenduri intermediare de gradul 2. Fibonacci poate fi trasat din vârf sau poate fi trasat de acolo unde începe linia trendului. În cazul respectiv observăm că în general e bine de trasat Fibonacci din vârful trendului, dar de cele mai multe ori veți vedea că linia nu întotdeauna vine chiar de pe vârf, mai ales în cazul trendurilor care au o evoluție foarte agresivă, ceea ce s-a întâmplat cu acest trend descendent din primăvară-vară. Iată, dacă trasăm Fibonacci începând din vârful din februarie, începutul lunii martie, anul 2012 și până minimum din această vară, vedem că s-a făcut o corecție până la 76.4. Aici va trebui să elimin Fibonacci. Și totodată o corecție de 38.2% până pentru tot trendul primar descendent. Elimin primul Fibonacci, căci se suprapun și mai vedem bine. Deci se iau două lucruri în corecție, în considerație, pardon. Primul este corecția, nivelele corective, care sunt 38.2, 50, 61.8. Până la 76.4 ajunge mai rar. Dar, totodată, un lucru mai important este extensia Fibonacci aplicată pe valul corectiv la linia trendului. Despre cum se aplică și faptul că, într-adevăr, de multe ori este respectată această extensie Fibonacci, 361.8 și 423.6, am văzut din webinariile anterioare. Ideea este că prețul are capacitatea să evolueze ascendent până în 423.6 sau 361.8. Căutăm suprapuneri de nivele Fibonacci, adică că aceste nivele de extensie să se suprapună cu nivele corective. Putem să mai încercăm și Fibonacci trasat din vârful de unde trasăm linia trendului ca să vedem suprapunere. Astfel veți vedea aici 76.4 suprapus cu 361.8. Totodată veți observa că aici avem un nivel psihologic important dat de minimile anterioare. Cam așa ar veni, se poate trasa și mai sus. Și, practic, ținta cea mai sigură ar fi fost pentru creștere acest preț 1.30. Cu capacitate maximă de creștere până în 423.6, adică 1.31. Acum începem să planificăm tranzacția. E vorba de trecut, întotdeauna pentru a învăța să analizăm viitorul
și să facem o prognoză pentru evoluția de viitor a prețului, este foarte important să petrecem timp analizând istoricul, analizând legile conform căruia a evoluat prețul și legile cărora s-a supus prețul în timpul trecut. Cel mai bine este de analizat ultimii 3 până la 10 ani, dar ultimii 3 ani în general ar fi așa o perioadă cea mai relevantă pentru trasarea nivelelor psihologice, a liniilor de trend și observarea proporțiilor Fibonacci pe care le respectă prețul, cât și a mediilor mobile care sunt respectate, căci acestea aici iarăși variază în funcție de volatilitatea prețului, care în timp tinde să se modifice. În prezent, având o volatilitate a prețului mai mare decât era înainte de 2007-2008. Așa. Punctul de inițiere a tranzacțiilor, practic, a fost perioada între 13 august și data de 20 august. Pe 13 august a apărut primul semnal. Prețul a testat linia de rezistență, după care a dat semnal de cumpărare. Lumânarea verde în creștere, care trece mai sus de media mobilă 21. Se aude? Ok. Mersi. Așa, și odată ce apare acest semnal, practic se inițiază prima tranzacție, care volumul care este calculat în funcție de stop-loss-ul setat. În general se va seta un stop-loss mai jos decât nivelul 13, în cazul respectiv mai jos decât acest minim totodată, întrucât pot apărea umbre false de testare a nivelului 13. Aceasta în cazul în care tranzacționați pe termen lung și doriți neapărat să vă setați un stop loss amplasat fizic, o puteți face. Nu este nici. Sau puteți să-l amplasați mult, mult mai jos. Dar pierderea maximă care poate fi încasată într-o astfel de tranzacție ar fi în jur de 200-220 de puncte, ceea ce înseamnă că în tranzacție se va intra cu 2-2,5% din valoarea contului, dacă nu doriți să pierdeți mai mult de 5% din valoarea tranzacției, și atunci așteptați următorul semnal care confirmă că într-adevăr urmează creșterea, semnalul fiind formarea unui maxim mai sus de mai rapid. Această lumânare care se închide mai sus și dă un nou maxim care permite să adăugați volum, adică încă 2,5% până la 5%, ca să mergeți deja cu acest volum până spre ținta pe care am estimat-o. Și dacă luăm un preț mediu, vedeți, prima oportunitate de a intra în tranzacție ar fi fost la 1,2331, a doua oportunitate de intrat în tranzacție ar fi fost la 1.2466. Diferență de 136 de puncte, undeva un preț mediu am avea la așa, 70 de puncte. 1.24 mare ar fi. Așa. Și profitul de luat ar fi fost în jur de 600 de puncte. 600 de puncte
încasate cu 5% din valoarea contului, iar aduce un rezultat de plus 30% profit timp de câteva săptămâni. Cred că n-a durat mai mult de 2 luni această perioadă, a fost luna august și ulterior luna, puțin de luna septembrie. 2-3 săptămâni. A fost o evoluție foarte rapidă, agresivă, care a adus profituri mari. Intrarea cu 10% aducea și 60% profitabilitate. La această tranzacție. Acum, iată care este profitabilitatea pentru o tranzacție pe termen lung, care în momentul în care piața a ajuns undeva la aceste maxime, la extinția 161.8, unde s-a format o rezistență importantă la 261.8, unități economice care aduceau presiune importantă peste piață și totuși piața a evoluat ascendent, a crescut euro, necătând la toate situația economică care era în acel moment. Cei care reușesc să se mențină într-o tranzacție pe termen lung și să respecte limitele date de extensiile Fibonacci și de clusterele formate, aceia reușesc până la urmă să încaseze profituri foarte mari, după cum vedeți, comparativ cu potențiala pierdere. Ce se întâmplă, în schimb, dacă în loc să tranzacționăm pe termen lung, am spune că ar fi mult mai simplu să urmărim evoluția prețului pe termen mai scurt, adică o altă posibilitate de tranzacționare ar fi aceea ca să ne setăm un target pe termen lung, dar concomitent să facem tranzacțiile pe termen scurt. Acest lucru ar fi posibil într-o oarecare măsură, dar tranzacțiile pe termen scurt se fac doar pe direcția trendului. Adică chiar și acele tranzacții pe termen scurt nici de cum nu vor dura doar o singură zi sau chiar mai puțin. Iată apariția primului semnal despre care vorbeam pentru cumpărare și ulterior se intră în tranzacții. Chiar și un trend intermediar are evoluție pozitivă și negativă, adică valuri impulsive și corectiv. Acesta, fiind un trend intermediar corectiv, are val impulsiv, ulterior zona corectivă, iarăși impulsiv și iarăși corectiv. Și ultimul impulsiv, care a fost la aceeași înălțime cu valul anterior, uneori valul 5 ajunge la aceeași înălțime cu valul 3, nu crește mai sus. Până la urmă, nu vreau să vorbesc despre teoria valorilor, pot să comit greșelile aici, pentru că nu este o temă preferată de mine. Dar ideea ar fi următoarea, că în tranzacționarea pe termen mai scurt se pot urmări valorile impulsive. Într-o anumită măsură se poate estima, mai ales dacă am folosit Fibonacci de extensie, se pot estima vârfurile acestor valori impulsive ca ulterior să încasăm la ele profitul, deși se întâmplă următorul fenomen, mare atenție. Uneori prețul crește până la o extensie Fibonacci, prima fiind de 161.8 și se pot întâmpla două lucruri. Unul, atinge extensia 161.8 Fibonacci și de aici
începe un val corectiv contra direcției trendului. Adică primul profit ar putea fi încasat la extinția 161.8 Fibonacci. Și aceasta înseamnă că tranzacția ar fi durat cam în jur de 9 zile. Această tranzacție. Este o tranzacție pe termen scurt care se orientează doar pe un singur val. Este un val minor. Întrucât este unul un val impulsiv care face parte dintr-un trend intermediar. Este un trend minor de câteva zile care merge pe direcția trendului secundar. Nu este nici de cum indicat să se tranzacționeze pe valuri minore corective. Acestea durează câteva zile, au o evoluție scurtă. Dar ceea ce se poate face este să se încaseze profitul pe vârfurile valurilor minore impulsive, să așteptăm corecția, chiar dacă aceasta ar avea și 50% de puncte, în cazul respectiv 100, și ulterior, când estimăm un aproximativ moment când se termină corecția, iarăși putem să reintrăm în piață. Ce probleme întâmpinăm? Nu știm sigur dacă prețul se va opri în extensie 161.8. El poate să treacă mai sus și apoi să vină cu corecție la testarea nivelului de suport 161.8 și de aici să crească, la fel cum a făcut aici pe 261.8. În cazul nivelului 161.8, acesta a funcționat ca și rezistent. 261.8 a funcționat ca și suport. Prin 361.8 a trecut fără să mai testeze. A trecut puțin peste 423.6 și a coborât sub acesta, formând aici o figură pensetă și sau un double top pe un grafic cu perioadă mai scurtă și totodată un doji pe graficul zilnic care arăta o epuizare și a început corecția. Se poate tranzacționa pe valuri corective lungi după un val impulsiv care este agresiv foarte lung, neapărat vom avea și un val corectiv, cel puțin la 50% corecție. Dacă avem semnale pe rumânări, figuri, atunci putem să folosim aceasta ca și tranzacție. Este cea mai riscantă tranzacție posibilă dintre toate pe care vi le explic. Aceea de a tranzacționa pe val minor corectiv, dar acest lucru este posibil doar după ce avem un val minor impulsiv sau un trend minor impulsiv de intensitate mare, adică care evoluează foarte agresiv, repede și formează în jur de 400-500 de puncte. Are ca și înălțime. Iată, aici sunt 670 de puncte. Deci după această creștere de 670 de puncte, evident, 200-250 de puncte în corecție se pot lua destul de sigur. Dar este totuși una dintre cele mai riscante tranzacții, întrucât prevede tranzacționarea pe un val minor corectiv. Și nu tranzacționarea pe trend. Tranzacționarea pe trend are loc în punctul de inversare a direcției trendului sau după ce se formează clar un maxim mai sus decât vârful care străpunge linia trendului, este testat acest maxim, dar, de exemplu, observați aici, testarea s-a făcut prima dată cu un val corectiv scurt și apoi a doua oară, al doilea val corectiv a testat deja vârful nou format. Un mare potențial de intrat pe continuare direcție trendului apare aici, prima dată, în această zonă,
pe data de 22 august și ulterior mai sus. Problema este aceea că chiar și în această zonă, când eram undeva la 1.25 spre 1.26, paradoxul era acela că mulți considerau că prețul nu o să ajungă până la 1.30, 1.31, adică totuși credeau că va fi un maxim de testare, la fel cum a fost și cel anterior, și de aici prețul va descrește. Ceea ce îi determină pe unii traderi să încaseze profitul deja la extensia 161.8 Fibonacci. Adică când abia s-a făcut un profit de 200 de puncte. Pentru mulți este un profit foarte mare, dar și pierderile la ei la fel sunt mari. Totuși, în momentul în care prețul începe din nou să evolueze pe direcția necesară, traderii care de multe ori care încasează profiturile la nivele mai inferioare, la extensii inferioare, 161.8, 261.8, nu reușesc să mai intre în piață. De ce? Pentru că odată ce avem încasat, apare o chestie psihologică deja, odată ce avem încasat un profit la primele extensii, deja ținem foarte mult la acei bani pe care i-am câștigat și ne apare gândul oare ce facem dacă totuși prețul nu crește mai departe, ci se întoarce. Începe trend descendent. Vom pierde din ceea ce am câștigat. Și atunci nu mai avem dorința de a risca. Astfel nu mai câștigăm. Și din potrivă ne vom gândi deja la vânzări. În sine, atunci când începem să tranzacționăm, trebuie să ne stabilim clar niște repere. Iar reperele pe care le-am stabilit în strategie de tranzacționare propusă este aceea ca să se găsească puncte de intrare care să ofere o pierdere cât mai mică. Unul la mână nu înseamnă că în acele puncte de intrare avem clar stabilite direcții. Întrucât direcția, aici se vede după ce se formează un maxim, clar, acesta de aici de sus, care e mai sus decât maximele anterioare, unde deja dacă se intră pe aceste nivele, totuși pierderea ar fi foarte mare, pentru că stop loss-ul tot se setează mai jos decât nivelul 13 sau cel puțin mai jos decât minimele anterioare și ajungem la un stop loss de 300 de puncte. Și încă e necesar de intrat cu un volum mai mare, căci aici, intrând cu 10%, bine, se poate câștiga până la 5% profit în acest trend, dar raportul dintre stop loss și take profit mai este unul favorabil. Ceea ce nu face din această tranzacție să fie una profitabilă pe termen lung, întrucât alte tranzacții cu același raport între stop loss și take profit ar putea să ne ducă contul pe, nu pe zero, ci la, adică să nu avem nici pierdere, nici profit. Întrucât profitabilitatea pe termen lung reiese din tranzacțiile care au un raport foarte bun între stop loss și take profit, adică 1 la 4 și mai mult. Și în cazul acesta, intrările sunt preferabile la primele puncte de testare ale liniei de rezistență și odată a mediilor mobile pe graficul de 4 ore, 55 și 89, pe graficul zilnic 21 și 34.
Aceste medii mobile, testate concomitent cu linia de suport sau de rezistență, furnizează puncte de intrare în piață, pe inversarea direcției trendului sau pe continuarea direcției trendului. Încă o problemă psihologică care apare în piață. Atunci când tranzacționați cu bani puțini, evident, tranzacționarea apare un joc. Adică, profitul la 1,25-75, prețul coboară puțin mai jos, ne uităm, iarăși redeschid tranzacția la 1,2500 și mai aștept puțin, face mai încasez o dată profitul, aștept să scadă puțin și iarăși vreau să cumpăr, dar dacă prețul crește foarte mult în sus, înainte ca să fie reușit să intru în piață, de exemplu, această porțiune de trend este arată de bani și motiv viața de zi cu zi se găsesc destul de multe probleme și situații apar în orice moment. Nu avem întotdeauna posibilitatea să urmărim ceea ce se întâmplă în piață. Și atunci, dacă o porțiune reprezintă aproape o treime din trend este arată, și în cazul în care se formează zona și un maxim, iar noi dorim să intrăm, prețul crește puțin și după aceea revine mult în jos, atunci putem să încasăm și o pierdere foarte mare. Amplasarea depending order tot nu este cea mai bună soluție, presupun că aș putea să veniți cu acest argument, pentru că se mai întâmplă și străpungeri false și prețul ulterior să revine destul de mult în jos, pe corecție iarăși, iar apoi aceasta influențează foarte negativ psihicul, întrucât în loc să vedeți o tranzacție pozitivă cu un take profit mai mic, cu un profit mai mic, dar totuși pe plus, nu trebuie să vedea o tranzacție negativă, ceea ce vă va determina la un moment dat oarecare să greșiți. Nu contează mărimea contului în ceea ce ține de tranzacționare. Este vorba de strategie de tranzacționare care se aplică conform metodei de analiză a trendului. Iar analiza trendului există doar una, pe termen lung. La termen scurt nu există trend. Dacă tranzacționați la termen scurt, vă supuneți volatilității pieței și atunci pierdeți garantat. De aceea, chiar dacă dumneavoastră tranzacționați pe termen scurt, trebuie să considerați acest cont ca fiind un cont cu volum mare. Adică profitabilitatea de 30% până la 100% anual este o profitabilitate foarte, foarte mare. Această profitabilitate nu o obține începând de la 30% care obțin fondurile hedge până la 100%, care e o profitabilitate ce poate fi obținută dacă este crescut puțin riscul. Adică în condiții în care să nu falimentați contul. Dar tranzacționarea pe termen scurt deja nu presupune urmărirea trendului pe termen lung, ci urmărirea volatilității prețului. Și iată, anume acest lucru se întâmplă în acest moment, pe euro-dolar. Am putea să revenim iarăși deja la trendul actual. Trendul anterior ascendent s-a terminat. Aici avem așa o figură frumoasă, un fluture, pe vârf de trend. Puteți să-l considerați și un triunghi cu o străpungere falsă aici. E un lucru care mai puțin contează. Ceea ce contează de fapt este linia de suport care a fost străpunsă și testată. Trasez Fibonacci pentru trendul actual. Trasează Fibonacci de corecție. Acesta este amplasat pe trendul ascendent anterior care s-a terminat.
Terminarea trendului ascendent anterior este demonstrată prin străpungerea liniei de trend și testarea acesteia. Concomitent cu testarea liniei trendului se face testarea mediilor mobile 21 și 34 și totodată testarea nivelului 13 Fibonacci. Este un nivel Fibonacci, este un nivel pe care îl folosesc personal, veți vedea dacă stați să analizați trendurile că de foarte multe ori acest nivel este testat înainte de inversarea trendului. Nivel care ne permite să intrăm în tranzacții cu un stop loss scurt și cu un take profit mare. Amplasarea instrumentului Fibonacci pe inversarea trendului ascendent corectiv. De ulterior nu se știe pe termen lung ce vom obține, dacă se va forma un nou trend impulsiv care va da noi minime sau dacă se face doar o corecție până în extensia 423.6 care coincide cu corecție de 61.8% pentru acest trend ascendent anterior. Se poate opri aici în 61.8%, după care să avem creșteri până în 1.40, chiar 1.45. Sau va trece mai jos de 61.8% și vom avea noi minime în piață pe trendul euro-dolar. Până atunci, avem de tranzacționat și tranzacționarea poate fi făcută iarăși pe termen scurt sau pe termen lung. Acest lucru da, mă aștept că euro-dolar să ajungă la 1.25, 1.24.50. Iarăși avem punctul de intrare, nivelul 13, Fibonacci, această testare, ulterior acest doji confirmat la media mobilă 21, este punctul de intrare în piață unde se poate intra cu un volum până de 5 pentru cei care riscă mai mult până la 10% și ulterior stăm în piață. Piața a evoluat descendent cu aproape 300 de puncte pe vârf, dacă considerăm, și ulterior vedem cu o corecție de 50%. Cineva, dacă este deschisă tranzacția și este lăsată deschisă, în acest moment, practic, am pierde jumătate din ceea ce s-a câștigat. Ceea ce pentru unii este psihologic o chestiune destul greu de suportat și unii spun că ar fi mai bine de încasat profitul la minime și ulterior, după ce este încasat profitul pe minime, de așteptat aletul să revină capătare și să se intre în tranzacție. Mi este mai ușor să vorbesc despre ceea ce se întâmplă în momentul actual decât despre ceea ce s-a întâmplat în trecut, întrucât emoțiile sunt proaspete pentru evoluția prețului din ultimele săptămâni zile și atunci pot să vă vorbesc așa din punct emoțional, din punct de vedere emoțional ce se întâmplă mult mai bine. Și atunci cum ar putea să gândească întregă? Iată, aștept să se formeze primele minime. Și ce s-a întâmplat aici? Primul minim 61.8%. Pardon, 161.8%. S-a format un minim puțin mai jos decât minimul anterior. Piața a început să revină, să crească. Și ce ar putea să spună un trader? Iată, piața crește, o să ies din piață, să se corecteze mai sus, să vină să testeze poate pe 23.6 sau da, pe 23.6 și iarăși intru pe vânzare. Și pe euro-dolar a avut o coadă care nu ajungea în 23.6 sau i-a produs atât de rapid încât intrarea nu reușește să faceți din nou pe același preț pe care ați ieșit din piață, adică în loc să obțineți avantaj, puteți să obțineți dezavantaj. Piața se duce și atinge extensia 261.8%. Ulterior, puteți influența
de tendințe deasupra colectiv reprezintă o corecție. Iată aici am mai folosit o medie mobilă. Cineva la webinar mi-a sugerat media mobilă 200-200 aplicată pe graficul zilnic. Inițial am pus o medie mobilă simplă, iar ulterior am modificat-o în medie mobilă exponențială. Ceea ce mi se pare interesant este că media mobilă exponențială 200 aplicată pe graficul zilnic arată de fapt puncte mult mai bune în piață și de fapt confirmă chiar unele puncte arătate de strategie de tranzacționare. Adică, iată pe graficul zilnic, de exemplu, veți vedea în această zonă un nivel de suport important care ulterior este testat după prima străpungere la linia trendului. Concomitent testare și la această medie mobilă 200. Iarăși, ea funcționează ca și rezistență în acest punct. Și aici putem să vedem această zonă ca și una de supracumpărare peste media mobilă 200. Iată, în acest moment prețul se află la o testare destul de bună la media mobilă 21 și 34. Au apărut anumite semnale că pe graficul de 4 ore, dacă am stat să urmărim, că prețul ar putea să crească. De exemplu, acest minim format ca și ceva asemănător cu un head and shoulders inversat în partea de jos, ar putea să ne spună că, într-adevăr, de aici ar putea începe o corecție. Dar ce se întâmplă? Iată, vineri, de exemplu, am avut o cădere neașteptată. Tocmai această cădere poate fi ratată. Iar după această cădere de vineri, piața poate să-și continue evoluția descendentă. Și pentru cei care au intrat aici au ieșit din poziția de vânzare, adică se deschide poziția de vânzare aici în partea de sus după testare, și o menținem, să zicem, că este menținută până jos. Vedem că piețele intră într-o corecție și pe indicele euro-dolar, pardon, indicele euro s-a văzut și pe indicatorii bursieri. S-a văzut că în acest moment începeau anumite corecții după valorile descendente. Lucru care ne putea duce cu gândul și la ceea că pe euro-dolar ar putea să fie o corecție, dar iată că vineri a avut loc o mișcare puternică descendentă. Lucru care poate să-i determine pe un trader care a ieșit la prețul 1.2728 din tranzacție să intre în altă tranzacție pe vânzare, să redeschidă tranzacția la 1.27, ceea ce înseamnă o pierdere de 30 de puncte. Ulterior, vedem că tranzacția iarăși revine pe descreștere, ceea ce înseamnă să vadă cum pierde banii câștigați, pentru că psihologic, până la urmă, așa funcționează asupra creierului. În loc să vedem că am încasat un profit și pierdem din acel profit, noi vedem că pierdem din ceea ce avem, din contul nostru. Și atunci traderul vede cu ochii o pierdere. Pierdere care îl influențează negativ și care poate să-l determine să închidă o poziție în pierdere, dar care se poate dovedi profitabilă pe termen lung. Faptul că piața ar fi putut de vineri să revină iarăși pe corecție, nu știe absolut nimeni și nici nu putea fi presupus acest lucru. Mai mult decât atât, mai degrabă, după lumânarea de vineri, ar fi putut să urmeze o descreștere. Deci, după cum vedeți, pe termen scurt, practic, este destul de greu de prognozat ce se va întâmpla cu prețul. Ieri am avut o creștere peste maximele de vineri, de săptămâna trecută, dar prețul a revenit cu o stea căzătoare, care s-a închis mai jos decât corpul lumânării de vineri, decât deschiderea de vineri. Lucru care astăzi iarăși ar fi putut să determine un semnal de vânzare.
Dar piața iarăși crește astăzi. Este un pas cu timpul, practic, până când va urma această corecție. Și va urma până atunci, până când mai mulți vor crede că piața are să crească și vor începe să cumpere. Momentul în care vânzătorii vor avea cui să vândă. De ajuns cât prețul să scadă și mai mult. Nu este cert 100% că de fiecare dată am putea să estimăm până unde va evolua prețul și că încasarea profitului pe acest minim nu e la fel de bună ca și încasarea profitului pe 61.8, pentru că s-ar putea ca prețul să nu mai ajungă niciodată pe 61.8. S-ar putea să greșesc și, într-adevăr, de aici piața să crească. Dar scopul tranzacției, astfel cum a definit scopurile tranzacționării încă de mult timp Warren Buffett, este aceea ca, în primul rând, să nu ne pierdem capitalul. În orice investiție, primul scop este acela ca să nu pierdem capitalul. Al doilea scop este acela ca să facem profit. De aceea, tranzacționarea deschizițiilor de la cele superioare, abia când se formează în urmă, oportunitatea ca în scurt timp să stăm, să spunem așa, un safe haven, adică acolo unde chiar dacă se învață spre acele nivele, deja probabilitatea de inversare, adică ca prețul să crească mai sus de nivelul 13, ar fi destul de mare. Și atunci, dacă prețul trece mai sus de 23.6 în această corecție, apar prea multe semnale că, într-adevăr, trendul descendent eșuează și începe să termină corecția și începe un alt trend ascendent. Dar atâta timp cât prețul se menține sub 23.6, după ce a testat în 13 și a testat și mediile mobile pe graficul zilnic, vedem. Avem toate șansele ca prețul să scadă. Astfel, prin această metodă de tranzacționare, posibilitățile de pierdere le păstrăm la minim, iar posibilitățile de câștig rămân la maxim. Adică ori pierdem, dar nu pierdem mult, adică pierderile se mențin pe 0 sau puțin sub 0 sau profituri foarte mici, dependență cum reușim să închidem o tranzacție, dacă prețul revine, ori reușim să câștigăm foarte mult. 30-50% într-o singură tranzacție, dar care durează o lună, două luni, până la 3-4 luni. Evident, pe parcurs se poate face top-up până sub nivelul 23.6, adică se poate deschide tranzacția în 13, se poate adăuga volum la prima confirmare a descreșterii și la străpungerea nivelului 23.6 iarăși se poate adăuga volum. Ulterior, pur și simplu, se stă în tranzacție. În felul acesta, dacă se tranzacționează, atunci raporturile între stop loss și take profit pe termen lung se păstrează mari, adică potențialul de pierdere este mic, potențialul de câștig este mare, iar ferirea de închiderea tranzacțiilor preventiv, adică dacă nu încercăm să ciugulim din trend, să luăm din fiecare val minor și ulterior să reintrăm pe trend, de multe ori ne poate aduce profituri mai mari, întrucât putem să ne așteptăm să fie o corecție mai mare, iar după o singură lumânare sau două corective să înceapă un val impulsiv nou, foarte agresiv, pe care să-l rătăm. Și atunci, practic, nu se merită. Evident, se vor găsi unii care doresc să urmărească continuu piața, să fie mereu lângă calculator, să zică că nu au alte probleme care să-i deranjeze și tot așa. Dar
Totuși, influența de termen scurt a prețului atunci când, în loc să ne formăm o viziune pe termen lung și stăm să analizăm fiecare probabilitate a prețului de volatilitate, de această volatilitate, adică dacă mai crește sau dacă mai scade, ne poate aduce atâtea gânduri în cap și ne poate trezi atâtea emoții încât la un moment dat să considerăm că s-ar fi terminat și trendul descendent și să ne apucăm să tranzacționăm pe un trend ascendent când acesta încă nici nu s-a format. De aceea este bine să ne stabilim viziunile pe termen lung, cel puțin din punctul meu de vedere, și să vedem tranzacționarea ca și o oportunitate de câștig concomitent cu aceea că încercăm să ne păstrăm capitalul. Se respectă nu pragurile FIBO, ci se respectă extensiile Fibonacci, dacă trasăm Fibonacci pe corecție, răspund acum la o întrebare. Într-o proporție destul de mare, extensiile 361.8 și 423.6 sunt testate în proporție de 80-90%, dar problema cea mai mare este că trebuie să știți cum să le trasați și când să vă așteptați ca acestea într-adevăr să se respecte. În general, ceea ce funcționează este corelările și trebuie să corelați trendurile. Să înțelegeți în ce moment a trendului vă aflați. Dacă nu înțelegeți acest lucru, degeaba trasați Fibonacci. După cum arată graficile, eu văd euro-dolar în decembrie la 1.25-1.24. Există și un alt fel de tranzacționare pe termen scurt, există tranzacționarea pe graficul de oră, dar fără ca să vedeți trendul pe graficul zilnic, nici pe graficul de oră nu puteți să faceți tranzacționare. Și tocmai pentru cei care urmăresc trendul pe graficul de oră, vor apărea cele mai multe semne de întrebare atunci când se formează minimele de unde încep valurile corective. Va exista întotdeauna tentația de a tranzacționa pe valurile corective, lucru care poate să aducă pierderi foarte mari. Plus la aceasta, valorile corective nici de cum nu oferă posibilitatea de a câștiga prea mult în comparație cu valorile impulsive. În cazul respectiv, putem să spunem că avem o corecție mai mare, un lucru care este foarte bun pentru că aici se acumulează îndeajuns volum ca prețul să scadă, adică să ajungă, vedeți, ar avea de scăzut 400 de puncte, deci trebuie volum. Iar probabilitatea evoluției ascendente se vede abia în acest punct, ceea ce ne arată o corecție de 100 de puncte, maxim 90 de puncte până în acest moment, concomitent cu o volatilitate intermediară foarte mare, lucru care poate să debusoleze chiar și un trader foarte experimentat. Iar în ceea ce ține de direcția de evoluție a prețului pe termen mai lung, haideți iarăși să revenim la o analiză comparativă. Știu că sunt trader la acest webinar care sunt, ca și orice trader, întotdeauna caută să găsească mai multe confirmări. Chiar și timp de o zi, după ce am analizat trendul odată și vedem direcția, după câteva ore se întâmplă ca un trader iarăși să aibă nevoie de noi confirmări să știm direcția. De ce încă mai continui să susțin că direcția trendului pe euro-dolar ar fi una descendentă?
deși deja apar în presă speculații și iarăși diferite analize că euro-dolar ar fi în creștere, consider că, din potrivă, acum este cel mai bun moment de a intra pe vânzare. Evident, nu e la fel de bun ca și de la nivelul 13, acolo avem stop-loss-ul foarte mic, în schimb aici avem direcție. Iată prima analiză pe euro-dolar fiind făcută, veți vedea că, unul la mână, tot ceea ce v-am arătat până acum, doi, simpla linie de rezistență trasată pe ultimele maxime, pe graficul de 4 ore, vă arată testarea liniei de rezistență, iar pe graficul zilnic vă arată testarea mediilor mobile, 21, 34 și 55 medii mobile care se intersectează și care sunt testate foarte rar. Un lucru care se întâmplă odată la câteva luni de zile, iar ratarea unui astfel de punct duce la ratarea unui profit foarte mare. Dacă, în schimb, prețul trece peste ele, nu e o problemă. Tranzacția poate fi închisă cu pierdere numai mare de 50 de puncte, reintrarea pe cumpărare de la 1.2840 până în 1.30, 1.3150 vă asigură un profit de ajuns de mare ca să vă recuperați pierderea. Dar în acest moment ceea ce se vede pe grafic este un trend ascendent a cărui evoluție a luat sfârșit. Am avut testarea liniilor trendului, formarea unui nou minim față de minimele anterioare, revenirea prețului cu testare la minimele anterioare, lucru care s-a produs ieri și se produce și astăzi, și chiar astăzi, în a doua parte, în ultimele ore ale sesiunii. De azi am putea să vedem descreșteri mari, cum ne-a așteptat, s-au văzut și ieri. Confirmarea acestei probabilități, pentru că pe Forex întotdeauna există probabilități, unele mai mici, altele mai mari, le-aș confirma sau aș căuta să le confirm prin ceea ce se întâmplă pe alte parități valutare, și anume pe USD franc, trasând o linie de rezistență prin noul maxim format, adică primul maxim care este mai sus decât maximul anterior, este cel din data de 6 noiembrie, ulterior o străpungere nouă și revenire cu testare. Vedem că prețul testează această linie de rezistență, formează deja 3 puncte pe această linie, concomitent și mai important, trasarea liniei de suport în linia anterioare va da exact în acest punct o intersecție de la care e probabil ca prețul să evolueze ascendent. Mai mult decât atât, pe graficul zilnic vedem aceeași testare la media mobilă 21 și 34 vine puțin mai jos, noi am plasat pe acest grafic. Testare care iarăși se face rar. Aici, la inversare de trend s-a produs, aici la continuarea direcției trendului. Iată iarăși la inversare de trend. Încumitem testarea mediei mobile. Dar, până la urmă, euro-dolar și USD franc merg în oglindă. Ar fi și normal ca să vedem aceste corelări între ele două. Niciodată prețul nu va evolua, nu va începe o evoluție pe trend sau pe un val intermediar impulsiv, pe un trend intermediar impulsiv, atâta timp cât pe celelalte parități apropiate, principale, nu se va forma și pe ele o direcție care să confirme. Adică nu poate pe euro-dolar prețul să crească, sau mai bine aș vrea să zic, dolarul să crească prea mult, iar pe NZD-USD și pe AUD-USD să vedem descreștere a dolarului sau o stagnare pe loc. De aceea, dacă urmărim ceea ce se întâmplă pe NZD-USD, veți vedea despre acest trend de lungă durată care se inversează, am vorbit, dar vom analiza pe termen scurt
întrucât corelările le luăm pe termen scurt. Ultimul trend ascendent, linia acestuia fiind modificată de mai multe ori și după cum am ținut să menționez de multe ori, linia, pardon, mai puțin. Linia trendului se definitivează atunci când aceasta este testată corect. Iar testarea înseamnă printr-un punct de închidere sau un vârf de umbră. Și iată, abia acum, această linie a fost trepunsă și testată, iar astăzi a fost și ieri, care a testat punctul, prețul la care a fost testată linia trendului. Totodată și mediile mobile. Iarăși obținem un punct de intrare în piață. Pe termen lung avem inversarea unui trend de durată foarte lungă, despre care sunt sigur că va vorbi și colegul meu, care v-a arătat prin GAN că e momentul deja ca să înceapă această cădere pe NZDUSD. Lucru similar se întâmplă și pe instrumentul AUD/USD, dar și mai interesant, atunci când NZDUSD își începea descreșterea, deja s-a produs o testare la linia de suport a ultimului trend ascendent, ceea ce îi permitea lui să scadă de fapt mult mai mult, adică să-și continue descreștere, dar pe AUD/USD n-am avut o testare. Iată că astăzi s-a făcut și testarea pe AUD/USD. Adică AUD/USD și NZD/USD deja sunt pregătite pentru această descreștere, întrucât în ceea ce ține din punct de vedere tehnic pentru evoluția trendului, toate semnalele s-au format. Avem o testare triplă la linia de rezistență, avem trend pe graficul zilnic străpuns și revenire cu testare până în nivelul 13, chiar cu o umbră. Chiar și acest ultim val ascendent, care are o linie de suport, este străpuns și testat și astăzi respingere de la linia de suport. Toate semnalele necesare pentru începutul descreșterii pe NZD/USD și pe AUD/USD sunt formate, confirmate. Același lucru îl vedem și pe euro-dolar, chiar dacă unii ar putea să considere altfel, pe liră-dolar, la fel o revenire pe corecție pentru testarea unui minim anterior, lucru care iarăși permite prețului să-și continue evoluția descendentă. Trecem la indicatorii bursieri, DAX-ul, testare bună la minimele anterioare. Două minime anterioare sunt testate, concomitent testarea maximelor de la care a început descreșterea aceasta. Deci iarăși acest instrument, aflându-se într-un punct perfect de acumulare pentru începutul unui nou val descendent. Pe SP500 nu se văd lucrurile chiar atât de frumos. Adică el a reușit să scadă destul de mult, la fel ca și Dow Jones Index. Dar de ce aș considera că aceste trenduri ar avea de scăzut încă? Pentru un trend care este în creștere de ceva ani de zile, da, din 2008 și până în momentul actual, bursele sunt în creștere. Am avut primul trend ascendent, ulterior evoluția prețului s-a mutat pe un nivel inferior. Asta e un canal prin linie paralelă, poate considera această tehnică cea mai bună, dar anume așa văd trendul. Iar prețul trece sub linia de canal actuală, lucru care trebuie
În felul acesta, când trendul evoluează pe canale, în loc să trasez o linie a trendului de jos și prin următorul minim, prefer să trasez aceste două linii de canal cu verde și să consider această străpungere ca și străpungerea liniei trendului pe termen foarte lung, adică din 2018 până în prezent. La fel se poate face și cu trendurile de durată mai scurtă. Iar o corecție înseamnă cel puțin până în 38%. Adică ar avea de scăzut încă destul de mult. Același lucru și pe SP500 se vede. Același lucru vom vedea și pe DAX. Nu am mai aici pe valută să vă arăt un exemplar, dar aș putea să vi-l arăt invers, adică dacă ar fi să iau după liniile de rezistență, atunci linia de rezistență ar fi venit așa pe euro-dolar în acest moment și dacă trasez linia de rezistență prin punctul minim, atunci străpungere consider abia această zonă, și nu consider inversare de trend atunci când abia este străpunsă linia trendului. Da? Adică aștept să străpungă linia de canal. De aceea consider trasarea canalelor un lucru foarte important, chiar și pe graficile zilnice de durată foarte lungă, ca să vedem clar această străpungere de canal, lucru care se vede pe indicii bursieri. Până la urmă, voi sunteți cei care veți alege ce să faceți, să tranzacționați pe termen lung sau pe termen scurt, revenind la tema zilei de astăzi. Dar ca și exercițiu psihologic și de voință, consider că această capacitate de a sta în piață și de a fi mereu prezent cu tranzacții în piață se antrenează într-un mod foarte simplu. Dacă aveți un cont de câteva sute de dolari, euro și deschideți tranzacție cu volumul minim și pur și simplu stați cu ea în piață, dar evident, pe trend, când este momentul. Un cont care să-l dedicați doar pentru acest lucru. Veți vedea că chiar dacă la început este greu, întrucât cunosc acest lucru, chiar dacă este greu, în timp vă deprindeți și veți înțelege că aceasta este unica metodă prin care, într-adevăr, se pot face profituri. Referitor la această întrebare, mediile mobile nu le folosesc pentru intersecție, ci pentru testarea pe graficile de perioadă mai lungă, pe H4 și pe daily. Pe H1 nu prea apar semnale corecte pentru trend. Așa, pentru volatilitate apar multe semnale, dar ele nu au o rată de prognoză destul de mare ca să poată fi folosite. Avem petrolul pe platformă, atât pe demo cât și pe real. Iar petrolul găsiți de la... Deschideți MarketWatch.
Mergeți până jos, dacă nu-l vedeți, aici el este cotat cu QMV2, iar dacă la dumneavoastră nu se vede, dați click dreapta pe instrumente, hide all, iarăși click dreapta, show all. Pentru mediile mobile am avut un seminar separat, puteți să-l găsiți pe YouTube, dați-mi un mail și o să-l primiți. Așa, acesta este QMF3, este petrolul și haideți să vedem ce face și petrolul. Mai destul de volatilă cotația. În mare se vede cam aceeași tendință pe termen lung ca și pe euro-dolar. Canal descendent 2011, când în prezent, cu o volatilitate mult mai mare și o tendință descendentă generală. Trendul actual fiind unul descendent, am avut trend ascendent, cam a făcut. Deci chiar dacă și pe euro-dolar a revenit, a testat maximele anterioare, era așa coborât, a testat minimele anterioare, testarea n-a fost făcută destul de bine ca să ne dea o clar pe unde avea să evolueze. Dar acesta nu l-aș putea folosi ca să interpretez în contextul, adică să mă ajute la interpretarea evoluției prețului pe euro-dolar. Petrolul se interpretează evoluția acestuia în funcție de indicii bursieri, iar acesta are evoluție și mai volatilă, practic aproape 80% din tranzacții sunt efectuate speculativ și nu în funcție de situația reală economică pe petrol, de aceea și este atât de volatil acest instrument. Ok, rămâne fiecare în parte să hotărească la ce perioadă de timp dorește să tranzacționeze. Ceea ce pot să vă zic la urmă este că pentru a deschide o tranzacție este important, în primul rând, să aveți cel puțin o direcție clară pe o perioadă de timp, să vedeți care ar fi posibilitatea de profit și cea de pierdere. Ulterior, să vă hotăriți cu ce volum intrați în piață, iar ulterior după aceasta, dacă în acel interval în care poate să evolueze prețul, dacă veți jongla cu tranzacții mai scurte sau mai lungi, decizia dumneavoastră. Important este să vedeți direcția, iar direcția, din toată experiența până acum, vă zic că se vede doar la un grafic zilnic. Iar despre scalping, cred că nu este rost să vorbim aici.
El se face pe graficul de 5 minute. Vă mulțumesc pentru participare la webinar, vă doresc o seară bună, la revedere!